hai, pus-te așa, nu mai vrei tu să stai așa. Pe cine să stuiești? Ia stai cu asta așa în dinți, prostule, ia, aha, aha, ia de mai jos. Deci Lauren Login este acest pick-up artist care te învață, învață bărbați cum să fută, practic. Și cum să se simte, e că el așa o zice, că el face dezvoltare personală, că tu de fapt ca bărbat te simți bine și la ala. Realitatea este că are foarte multe take-uri misogine, s-a făcut foarte remarcat pe TikTok în ultima vreme cu aceste take-uri. Și da, astăzi o să ne învețe, asta e printre cele mai populare clipuri ale lui, o să ne învețe cum să facem o femeie să fie atrasă de mine, de tine. Că păi, de tine. Ziua și bine v-am găsit pe Fără Sens TV. Dacă sunteți cumva noi pe canal, vă recomand să vă abonați chiar acum, pentru că postăm cel mai tare content în seducție și te vei convinge de chestia asta în următoarele minute. Ești chiar mai bun decât mă așteptam. Nu e zis deloc să spui adevărul. Se vede că ai foarte multă încredere în tine și în vorbele tale. Nu ai avut niciun moment de ezitare. Mi-ai deschis și mie ochii cu realitatea pe care ai prezentat-o. Asta e pură calitate. Țin-o tot așa. Te salut. Zi drept, dacă îmi deschizi școală de pick-up de seducție, îmi scrii și mie unde ăsta? Sunt 300 de clipuri pe canalul ăsta în care dezbat subiectele astea și vă ajut să învingeți traumele astea interioare. Ce e laptopul ăla pe fundal? Laptopul ăla își face vizualizări singur ca să te vine monetizarea pe... Și la tot timpul. Dar uite care, uite acolo sus, în colț, are și count de ăla de câți subscriberi are. 60.000! E peste mine, crezi pe spatele lui. Pe valurile alfa. Pe valurile alfa. Bestseller. E bestseller, nu știu dacă știi. Singurele valuri pe care vreau să fiu. Și e foarte bine, de fapt, să începi pe texting online și apoi să mergi. Cum să creezi atracție cu o colegă de la muncă? Oh, wow. Păi, dar eu am nevoie cum de asta. Cum să nu faci asta, totuși, pentru că it's not... Dragă, nice. Bărbat! Stai, mă, frate! Ăsta a absolvit magna cum laude. Sunt aici cu cel mai eminent elev al meu. Are toată informația acolo. Folosește aceeași... Cel mai bun de ninga las. Abordare pe teren cu femeile. Așa că, fără să ne lungim, hai să dăm drumul la clip. Hai să... Îți arată cum pleacă el acasă cu femeia la taxi. Cum tu, femeie, te duci cu un bărbat cu pantaloni în carouri? Ce dracu-s pantaloni e? Măi, era o doamnă care mergea la taxi și s-a dus în spatele ei. Da, da, da. Hai că ne trebuie doar câteva secunde pentru montajul ăsta. Spuneam adinaur că s-au mai postat anumite clipuri pe acest canal în care vorbim de chestia asta. Și prima chestie de menționat ar fi că trebuie să fii scurt și direct, scurt și la obiect cu o femeie, pentru că vezi tu... O femeie în general apreciază bărbatul care știe exact ce vrea și bărbatul care, fără să o plictisească, reușește mai puțin de 2 minute să îi dea de înțeles exact ceea ce caută. Un caracter mult, mult mai puternic. Și de aia ține plank. Zice, hai pă, ține plank acolo. Și ăla vorbește. Tu demonstrează din start. What you think, un caracter man? Mult. Nu uita că la finalul zilei tipa care îți place ție atât de mult vrea în viața sau un bărbat pe care să îl urmeze. Un bărbat de la care are ce. Cine vrea să-l urmeze mă pe ăsta cu costumul ăsta din 2004? Ce... Măi, zici că merge la banchet. Măi, ce-i costumul ăsta, măi, omule? Ăsta-i băiat de la sărac de vrea să fie tank financiar, știi? E fix ăla, dress for the part, știi? Măi, are freza lui Michael Scott din sezonul 1. Super, super, direct. Chiar ăsta este primul meu sfat pentru tine în mesaje, să fii direct. Caută să-i transmiți exact ceea ce simți, să fii autentic, să nu omiți, să nu recurgi la minciună sau la manipulare. Vrei să-i arăți că ești... Respect, John! Respect, John! Ia, tată! E Dorian Popa de pe un cont fals. Și de lucruri pe care le exprimă prin poze, poate. Poate gustul... Băi! Brother man! Deci omul a înțeles, audio is more important than video. Pentru momente behind the scenes. Adevărul e, ne liniștește teribil că m-aș a desfăcut. Adevărul e că sunt cam multe. Ok, te-am înțeles, omule, dar sunt... Unul e ok. Doi e... Cum e aia la fete, știi, cu... Da. Trei. Hai, de bă, Joel, închide dracu' nasturi acolo.
Poate, abordarea ta din start poate fi, wow, mi-aș fi dorit să fiu aici pe plaja asta, în Palma de Mallorca, cu tine. Îmi imaginez că suntem pe o plajă la 3 dimineața, plouă afară. Ea poate să continue să spună, sau poate că ninge și tu să fii, nu, sunt sigur că plouă. Și felul în care te privesc, când îi se unesc privirile, simt că tremuri, simt că acum preiau controlul asupra ta. Bă, așa ușor era să fut, mă? Da, frate. Îmi imaginez că suntem pe o plajă în Palma de Mallorca și ochii tăi ca două perle strălucesc în noapte. Și ea... Și zice, ba nu, suntem la Azuga. Da. Îți place pe sărăcie. Nu știu ce să zic. Și așa se... Da. Așa e. E simplu. Hai să-ți explic o chestie pe care foarte probabil nu o știi. Yeah. Îți vine să crezi că sensul unei femei este să urmeze bărbatul și nici... nu are, practic, efectiv, alt sens în viață. Sensul ei este să te urmeze. That's some fucking sense shit. Damn, dude. N-are alt sens. De-aia se cheamă fără sens. Dar cum a că zis... femeia fără bărbat n-are, e fără sens. Dar cum a zis-o? Cât de bâlbâit a zis-o. Îți vine să crezi că sensul unei femei este să urmeze bărbatul și nici... nu are, practic, efectiv, alt sens în viață. N-are, practic, efectiv, alt sens în viață. Vreau asta citat pe perete. Și știi că sensul unui... Wow, e alertă! Și nici... nu are, practic, nici efectiv, alt sens. Sensul ei este să te urmeze pe tine, iar sensul tău este să înțelegi că viața ta nu are sens fără o femeie. Ok? Nu e vorba... What does that mean? N-ai zis nimic, literalmente, da, măi, it means nothing. N-avem sens unii fără alții, pentru că unii fără alții nu procream. Sensul ăla e... Da, atenție că e doar femeie și bărbat. Sensul este perpetuarea speciei, omule, ce nu înțelegi? Bărbatul fără femeie sau femeia fără bărbat e zero, e nimic. Auzi, da, dar ce faci dacă e femeie cu femeie? Păi, la fel, n-are sens. Că, ce nu înțelegi? Ai putea zice că e fără sens. E fără sens. Sau bărbat cu bărbat. Fus, nu fus, vremea puli trece. Asta vreau să zic, că ești prea prost să înțelegi. This is very light. Noi ne-am uitat la asta cu un an. This is very light. Are niște take-uri. Noi vreau știi la ce trebuie să ne uităm. La prank-urile alea. La tabără. Tabăra de seducție. Tabăra de seducție. Care era? Ăsta, nu? Da. Tabăra lui Lazlo. Deci asta e tabăra de seducție a lui Loren. Pentru cine nu știe, acești pick-up artiști, ei așa-și fac banii prin tot felul de evenimente în viața reală. Știi? Fie că sunt conferințe, fie că sunt băieți care s-au de disperați încât îi plătesc să meargă cu ei fizic, să agațe femei lângă ei în club. Sau aceste tabere în care merg la mare în speranța că o să facă sex. În mod evident nu se întâmplă asta, dar e ceva superb aici. Zicea cineva aici că... La Golden Z! Că nou homo, dar din câte par băieții nu sunt muma pădurici, dacă ar avea grijă de ei și ar fi oameni decenți în viață, ar avea și o prezență feminină. Faza e că eu cumva sunt de acord că există o problemă, știi, ca pentru bărbații de genul ăsta, adică e normal că ei caută ajutor în diferite moduri ca să, știi, că vrei să fuți, mă, asta e, vrei să fuți. Dar nu cred că e doar de a vrea să fuți. Da, mă, vrei și tu, ca gică, vrei și tu. Mi se pare că e super destabilizat acum orice model masculin de, știi? Adică, da, exact. Ok, poate vorbesc un pic din propria mea experiență, dar mi se pare că as a dude, nowadays, as a young dude, nu ai un model healthy de masculinitate. Da, așa e, știi? Așa e, efectiv, așa nu ai. Da. So a lot of people feel lost, pentru că tot feedback-ul pe care îl primești din lumea exterioară, oricum ai fi, tot nu e bine cumva, știi? Adică dacă ești mai efeminat, nu ești bine din punctul de vedere. Dacă ești mai masculin, ești nu ești. Știi? Adică people feel, nu e neapărat că vrem să... Adică da, it boils down to copulating, da? It boils down to finding a mate. Da. Dar mi se pare că the root of the, rădăcina problemei este că these people feel lost. Exact, da, sunt total de acord. Și e horror că el cumva capitalizează pe chestia, că nici nu le oferă ceva exact. Bun la schimb, știi? Deci asta vreau să zic cumva, că n-aș blama neapărat băieții ăștia în sine, totally. Pentru că ei într-adevăr simt că au nevoie de ajutor și ar trebui să poată să fie ajutați în ce mod au ei nevoie.
într-un mod healthy. Da. Nu să mergi în vamă să deranjezi minore. Mă rog. Cam ăsta era hot take-ul meu, că cumva sunt înțeleg și sunt de acord că e nevoie de, nu știu, guidance. De guidance pentru bărbații. Și de fapt nu de guidance, de like un model, you know, care să fie healthy. Nu știu dacă da, un model, nu ceva foarte specific, dar cumva un stereotip, știi? Yeah. Like a stereotype. Yeah. Că toate se duc în toate extremele astea and people are confused as fuck, așa mi se pare, știi? Așa e, ăla lui Hasan e foarte bun pe asta. Sergiu? Ia arăt abdomenul ăla, ia încurăt abdomenul ăla. Bam, uite-l. Hai că Sergiu fute. Hei, și Montana aici. Oh, time to meet the boys. Hell yeah. La pura vida. Ei. Pose King. This is a JoJo pose. Îți dai seama cum e să n-ai destul încredere în tine încât să agăți femei, dar să ai destul încredere în tine încât să apari în acest video despre cum ai mers într-o tabără de futut pe care ai plătit 1000 de euro? Băi, ăla! Cum îl cheamă? Dolph Lundgren! E clăparul de la scooter. Măi... Ia zi-o, bine. Ce ai pentru mine? Ce-am tinerit relu din umbre? Ei! Go off, King! Uite, ca mine, cu brățările, cu... Cu și Johnny Depp, mai asistent! Asistent de ce? Un asistent. Gen medical? Asistă femeile să ajungă... Să ai burgas. I'm so glad I'm gay. Oh! Da! Zi-o! Hai zi-o! Ce? Ce să zic? Că vreau să zic nimica. Că seamănă cu Mac Miller? Nu, what, da? Nu? Nu mi se pare. Nu, dar e genul ăla de băiat de se joacă WoW și are cămașul încălcat. No. Hey! Oh! Damn! That's powerful, George. That's a fucking enemy stand user aura. That's a threatening aura. That's fucking powerful. Îmi place de George. Pe ăsta-l cheamă Sandu. Nu vreau să râd de ei. Oh. They've been through enough, man. This is a stylish motherfucker. Măi, cum e asta student? Măi, băiatule, ai 2 rate la casă. Ai leasing la mașină. Studiază corpul. Studiază acta seducției. Studiază arta pielii tale, harta pielii tale. E îmbrăcat ca un corporatist în vacanță. Efectiv. Alt asistent. Sunt asistenții lui și studenții lui. Bă, ce proști suntem. Ce proști suntem, să mor eu. Nu dăm, facem pe deștepți aici, dar de fapt suntem cei mai proști. Da. Doamne. Ne pare rău, Loren. Ne-am luat așa pe studenții tăi. De cel mai mult timp cu noi acum și cam știi toate dumele, toate chestiile. Da. Crezi că poți să-i ajungi și pe ei acum? Adică, oricum... La abordări și la chestii de genul ăsta, că oricum tu ești acum, ești la nivelul în care pentru tine nu se pune niciun fel de problemă. Mă iau centure, centuri. Tu ești, mai centură neagră de acum n-a agățat. Ia ieși pe ăștia, învață-i cata. Ce 3 dan l-a futut. Ideea este, poți să ajungi și pe alții? Crezi? Da. Principiul abordarea ține foarte mult de dezinhibare emoțională. Bineînțeles că vom reuși oarecum să-i dezinhibăm emoțional într-un mod semnificativ,
implicit și în abordări. Da. Cumva o să se vadă, da, o schimbare radicală la ei. Tipele din Anglia sau... Ori nu a plecat mai bine, nu știu să... care a fost exact motivul, dar vedeam clar că era o diferență mare între a aborda o tipă în România și una din UK. Chiar... Mie Sergio, am 27 de ani și am venit din Irlanda pentru a mă încerca că pot ceva mai mult. Poate nu știa engleză. Și aici nu vreau să fac asta, aici vreau să fac altceva. E la modul ăsta. High five, am bătut și aici am să stau. Dacă o ții, am să-ți dau degetele așa și am să fac așa. Dacă o ții, îmi oferi încredere și am să fac și cu asta. Mai zici că îi faci instructajul la și aici prima săritură cu parașuta. Și la modul... N-am înțeles. Aici o să se simtă tensionată și... Chiar acum. I don't know about that one, chief. Adică, there is a bunch of prerequisites for that move. Îți dai seama să pari a nice guy. Uite vetele astea flancate. Da. Unde mergeți? Da. Ce faceți? Hei, salut! Singure? Singure vă duceți acolo? Dar îți dai seama să fii... Să fii gen o femeie în club, să vină, să pară că vine un băiat nice la tine, știi, că bate cuba cu tine, că nu știu, whatever. Și pe urmă, în timp ce bate cuba, how is ce that, mai faci acum? How is that good advice, dude? I mean, it might work in an anumit. Păi nu, evident, adică poți să-i faci mișcarea dacă likes it. Evident că it might it's work. It's not something, nu e o chestie stas, așa. Evident că it might work, dar gen, is that helpful for your... Da, nu, it's not, just for your, scoasă din context așa și da, servită ca, cum îi spune, like a multi-tool. Da, exact. Ugh. Where's this kitty gonna run? Ce planul aveți chiar acum, nu știu? Nimic, vreau să ne întoarcem înapoi la petrecere. Singure? Unde e petrecerea? Unde e petrecerea? Unde ai fost, încolo? Da, încolo. Omul meu lor e făcând conversație. Unde ai fost? Unde ai fost? Ce faci? Unde e petrecerea? Încolo? Și că am văzut-o venind dincolo. Încolo ai fost, nu? Ca ea să zică da. Menții conversația, da, omule, menții exact, conversația. Nu contează ce e încolo. Da. Încolo de unde? Da. Nu contează că noi ce vorbim, important e să vorbești, da, pentru exact, că așa da, menții atracția. Aia, da. Și poate una din 850 de femei o să zică bine, mă, hai că și așa n-aveam cu cine să merg acasă să seară. Ce-mi place cum ești, mă, excită. Lăsând asta la o parte, că sunt minor și n-am voie. Și eu să mai întreba câte ne-am? Păi nu m-ai întrebat. 16? Mă trece. Ei, deții de rele, tu miroși a pericol, mă jur. Noi stăm chiar aici. Măi, deci... e un om care n-a văzut decât suți toată viața lui, care încearcă să agațe femei. S-ai dat la Mad Men și a zis, ia fiate la minore. I'm gonna make this my personality. Fiate la minorele astea. Tu miroși a pericol să moară familia mea dacă te mint. Aș băga botul la savarină, prințesa mea, bubația, aș bizda ta. Dar nu miroși a pericol acolo jos. Dulce, caldă. Dulce. Stai să mă ridic la vârful. Distracție. Este un mesager, să ai numărul meu. Îmi și-o sărut. Și ne vedem mâine, da? Nu e problemă. Mă laud și eu la alte fete. Întrec alea, aha, aha! Și eu spun, sunt luat. Pe care îl... Uite de câte ori. Ești cam prea luat. De câte ori ți-ai luat? De 6 ore. Bun, ne vedem mâine. Dă-mi voie să te pup. Mi-a făcut plăcere. Și mie. Și poate ne vedem mâine, da? Să dormi ușor. Asta e când conduci, și când conduci femeia acasă și e evident că nu o să vă futeți. Da. Să dormi ușor. Să dormi ușor. Domnul, eu zici că era Joe Biden la... Știi ce mă enervează cel mai tare? Că e evident că Logan gets girls pentru că arată conventionally attractive pentru multe femei. Și asta mă enervează de fapt. Băi, dacă îmi vine vreun lache de ăsta de arată ca ultimul tocilar cu a luat numai 10 la fizică, care face ce face Loren acolo, atunci da, pot să zic da, mă, cu aia, ăsta știe ce, he knows something. Ești efectiv un băiat cu mușchi care arată above average pentru majoritatea femeilor. E peste medie. Da, e peste medie.
Și te lauzi că te-a luat una de mână și că te-a lăsat-o pe obraz libidinos. Da. Și spunem dacă ai mai văzut, spunem dacă ai mai văzut o lună ca asta în seara da. Asta. Da, în seara asta am văzut-o mai devreme, dar așa cu marea în față, chiar e superbă, merită. Dacă aveam telefonul la mine, că nu l-am. Da. Făceam o poză fix așa. Mi se pare o poză de aia de cuplu super faină. Da, păcat că noi nu suntem un cuplu. Uite, uite, țineam eu așa în față. Eu cu țigara. Și cu luna. Și nu contează, unul e cu, da, exact, exact. Briefing înseamnă că vorbim despre primele impresii, cum a fost ieri, cum mi se pare vama, cum v-ați simțit. Și mă gândeam să vorbească fiecare ca să știm unde ne aflăm. Ok? Deci care vrea să începem la Octavian? Hai băieți, status! Marian, cât ai făcut aseară? Cât ai făcut? Slab! Te distrug slab, la slab. Performanța anuală. La raportul anual. Pula bonus anul ăsta, Marian! Eu nu știu dacă am prea multe de spus, pentru că încă n-am spart gheața, să spun așa, nu am vrut nimic încă. Aștept, cred, astăzi este ziua ce mă zic așa, trebuie să o fac. Dar în rest mi s-a părut ok, mă așteptam să fie mai puțin lume și oarecum chiar sunt setul de aburat. Doar că am observat că sunt multe în grupuri, asta este chestia. Și este mai mult rog în doi. You can't single one out. Mai puțin singur. Cam atât. Distrăm, știi? Proud Boys, întâlnire vară 2020. Costinești. Mamă. Că trebuie să fim punctuale, că dacă la ora 11 e gata tot. Dogo. De ce la ora 11? Mâine scoate ăștia afară. Ah, da, de să mănânci. Să mai prindem ceva cu dansarea. Cu... Mai sincer, mi se pare foarte wholesome băiatul ăsta. Mi se pare singurul cu adevărat wholesome. Deci și cumva cu încredere în sine. Sau working on it, real. A fost super cam. 38. Păi? 40 plus? Nu, am întrebat. S-a aruncat omul meu. 27. Nu, serios acum. Nu, pe bune. That's some alpha shit. Să-i zici unei femei că crezi că are 38 de ani, pe urmă 40 plus, pe urmă 27. That's some alpha shit. My man does not give a shit. Bun. Bă, ce faci aici? Apropo, Dănuț mă numesc. Măi, Dănuț e super sweet, da. Asta este adevărat, trebuie să fii complet de unul singur. Poți să știi să trăiești și de unul singur. În viața ta este ca un bonus. Exact. De fapt, singuri suntem toți. La mine se pare o porcărie chestia aia cu jumătatea mea. Nu există asta, nu. Trebuie să fii tu. Întreg. My man is onto something. Bine singur, cum te simți bine cu altcineva? Oh! Hey! Boom! We fucking tonight, boys! Oh, meu, Danos cu bolsa! Let's go! Go! We're getting our dicks wet! Îmi place foarte mult cum înceai că Lorenz facă din edit această chestie să pară hype cu vama dezolată, trei oameni inconștienți cu măștile sub nas. Și în timpul săptămânii. Da, da, da. Păi dacă... La Golden Sea. Da, tot din gât, un pic mai spre piept. Cam ce? Așa. Da, trebuie să pe unde a intrat COVID-ul sau ce? E? Același lucru. Încercăm să nu ridicăm tonul. Vorbim fix la fel. Ah, okay. Te învață cum să vorbești, așa, man. Ok. Aha. 2, 3 și... Hei, salut, tocmai te-am văzut și mi-a părut interesantă. Am vrut să te opresc. E în templu Shaolin de agățat femei. Hei, salut! Aș vrea să te cunosc mai bine! I can agree with this, in a way. Da. Adică mi se pare că...
te ajută în viață să vorbești, să vorbești cu, cu un ton. Să fie asertiv da, din voce, da. Cu asta pot să fiu, cu asta pot să, cu asta pot să înțeleg. Ok, dragilor, iată că am ajuns și la finalul taberei și acum vreau să facem un briefing să înțeleagă toată lumea la ce mai are de lucrat. Inițial voiam să întreb pe fiecare, dar cred că s-a discutat și ieri, așa că am să fac observațiile și o să închidem clipul cu treaba asta. Începem cu domnul Petrașcă, care lipsește într-adevăr escalarea fizică, nu are nicio intenție de a arăta unei femei că intenția este bărbat-femeie, motiv pentru care sfârșește deseori într-o relație de suntem prieteni de lipsă. Le dă feedback. Le dă feedback, le dă feedback personalizat. Deci după ce că dai 1000 de euro să mergi în tabără cu Loren, să nu fuzi nimica, te mai și rostuiești la final. Bine ați venit la rostul de final. Dă Loren banii înapoi. The real camp wasn't picking up women, it was the friends we made along the way. Liceu, pula mea. Ceea ce înseamnă că trebuie să lucrezi la treaba aia foarte grav. Sergiu, la tine merge totul excelent. Părerea mea e că doar acțiune repetată, doar ca să menții frame-ul și să accesezi starea de Bă, culmea, cum la bărbații care arată conventionally attractive, merge totul la... merge strună numai la ăștia. Nu știu cum se întâmplă chestia asta. Poate ador. Îndrăznesc să zic că poate n-are legătură cu sfaturile de agățat femei libidinos, nu știu. Bine, am înțeles. Le dă feedback. Bun. Ce să, la ce să ne mai uităm? N-am făcut pipi de când a început live-ul. Duminica în familie cu Fire și Alec.